Este vorba despre o inițiativă legislativă care privește scăderea contribuției la CAS. Este posibil ca parlamentarii să nu aibă timp să o aprobe pentru a ajunge la președinte înainte de a începe campania electorală. Toader consideră că această întârziere nu este întâmplătoare. Din punct de vedere electoral, am anunțat, 1 octombrie începe campania, nu suntem noi vinovați, sunt parlamentarii, parlamentul este independent, o mare poveste pe care o clamează permanent Victor Ponta. Deputatul PDL nu înțelege de ce s-a propus reducerea contribuției la CAS abia acum, în condițiile în care ideea s-a vehiculat pe scena politică. Noi avem în Partidul Democrat Liberal un proiect de lege pentru reducerea CAS-ului și alte măsuri fiscale pentru îmbunătățirea mediului de afaceri, să o întorci la comisie, să introduci toate elementele pe care le vrea guvernul cu reducerea CAS-ului, să modifici practic, să rămână numai reducerea CAS-ului, că oricum a respins toată legea, și să vii cu legea în Parlament săptămâna viitoare, să intre în 1 octombrie cu adevărat în forță. Mircea Toader a atacat la Curtea Constituțională legea de abilitare a guvernului de a trimite ordonanțe. Deputatul a făcut o remarcă cu privire la o prevedere conform căreia municipiile Constanța și București pot primi acțiunile de la electrocentrale. Întrebarea care am pus-o și o pun și în cont, de ce la Galați nu se poate face lucrul ăsta? Și ar fi o soluție ca primăria să ia în sfârșit, așa cum și-a dorit de foarte mult timp pe electrocentrale, să o gestioneze, să găsească o soluție pentru apă caldă și căldură la Galățeni. Mircea Toader nu este de acord cu ideea municipalității de a debranșa locuințele astfel încât fiecare să aibă centrală proprie. La un moment dat, centralele de apartament cu timpul vor fi din ce în ce mai scumpe, din ce în ce mai periculoase, mentenanța lor costă, deci în mod normal în toată lumea, cea mai bună soluție sistemul de încălzire centralizat. Sigur, care trebuie să fie eficient, trebuie să fie o încălzire colectivă, dar faptul că poți tu ca primărie să ai o astfel de centrală în proprietatea ta, condițiile astea poți să iei orice măsură care o consideri de cuvință, să ai gigacaloria ieftină și să poți să dai populației căldura necesară. De aceea, Toader a atacat ordonanța de guvern și a propus să fie inclus și Galațiul pe lista orașelor care să aibă dreptul ca municipalitatea să gestioneze activitatea electrocentrale.